Salutare, dragi prieteni, Columbofil, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Porumbii Pilonului. Cum vedeți, astăzi eliberăm porumbii afară, dar din păcate vor că n-au chef să iese pentru că tocmai ce am ieșit de la școală și le-a dat fratele meu să mănânce. Ia uitați, le-a aruncat pe aici numai porumb, nu le-a pus și la rănitoare. Ia uitați, porumbei, n-au, cred că n-au chef să iese. M-ați rugat unii dintre voi pe live să fac un vlog astăzi. Vă fac pe plac pentru că și voi îmi faceți mie pe plac, că vă strângeți pe like, că apăsați acolo butonașul de like, că sunteți activi la mine pe canal, că v-ați abonat. Și în rest, ce să vă zic, perechile mele de voltați, negru cu ciocolatia de la Alex, vor să fac acolo, să strângă acolo paie. Așa, văd că apă au. Deci apă porumbei au. De ce l-a avut astăzi grijă de ei, pentru că fratele meu, pentru că eu n-am fost acasă. Copii, 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 copii. Ia uitați, dragi prieteni, o să-i lăsăm să iese afară. Deci vreau să vă zic și eu ceva. Vreau să-i fac unui copil, unui prieten al meu, o promovare. Canalul se numește Porumbei lui Claudiu. Vă rog să vă duceți la el pe canal, să vă uitați despre ce postează și el. Dacă vă place, să apăsați acolo butonașul de like și la el și la mine. Așa. Și o să vă las linkul în descriere de la canalul lui. Porumbei lui Claudiu se numește. Așa, în fine. Deci porumbei sunt în mare, mare formă. Îmi place că sunt încet, încet o să îndrepte timp, o să înceapă să îndreaptă timp, o să fie mai frumos. Seara nu prea să mai lasă așa frig, chiar deloc. Și mă bucură faptul că nu se mai lasă așa frig deloc, deloc, pentru că e bine. Ia uitați-o și pe asta mică. Stați așa. Ia uitați puicuța. Asta mică gălbinioare o vreau să o fac cu negru meu, v-am mai zis, cu la foiat negru. M-ați întrebat pe live-uri, fraților, dacă vând în porumbei. Deci deocamdată v-am mai zis, nu am nimic de vânzare. Dacă aveam ceva de vânzare, vă anunțam, vă dădeam eu mesaj. O să găsiți în descriere, că m-ați rugat unii dintre voi să vă las linkul de la Facebook-ul meu în descriere. Vă rog să vă duceți acolo să-mi dați cerere. Vă las și numărul meu de WhatsApp, să-mi dați mesaj pe WhatsApp, care aveți WhatsApp și nu aveți Facebook. O să mă găsiți acolo, îmi dați mesaj, vorbim despre ce vreți voi. Pentru că ieri, nu, aseară pe live mi-a zis mult să le dau Facebook-ul. Facebook-ul meu se numește Viorica. Eu am o poză cu mine și un anorac roșu cu alb. O să vă las eu link în descriere de la Facebook. Vă rog să vă duceți acolo, să-mi dați cerere să fim prieteni pe Facebook. Și ia uitați, porumbii, n-au treabă, nicio treabă, săracii sunt foarte, foarte, foarte în formă. Le-a aruncat fratele meu la mâncare de mamă ia, mă. Da, nu-i nimic, asta e. Dacă le punea în aia roșie, cu siguranță tot le-au pe jos, pentru că ei mănâncă ce mănâncă și după aia hopa. Și am vorbit cu un prieten al meu să mă duc zilele astea să iau niște floarea soarelui cu mei, să amestec cu grâu și cu boabe de la mine, să le fac așa, că m-ați întrebat unii că dacă le iau mâncare la sac. Le-am mai luat și mâncare la sac, nu pot să zic, dar mai mult prefer să fac mâncare cu amestecurile de la mine, adică să cumpăr floarea soarelui, mei, mazăre și să amestec cu boabe, porumb, chestii trestii. Da. Ia uitați, sunt toți foarte vioi, niciunul probleme. O să-i las să zboare, să iese afară. Ia uitați și pe ăsta. Ia uitați argintiu ăla de 2018, ce pe săracu, ce zbârnie pe aici. Deci da, dragi prieteni, haideți să mergem și pe la matcă. Ia uitați, primul, ia uitați, spuneți. Asta e un pui de la Nea Cornel. Hai copii, hai afară, hai. Hai că e frumos. E cu soare. Pescărușul meu, femeia lui, e acolo, galben aia. Hai copii, hai, hai afară. Hai, așa, așa. Hai copii, hai afară, hai,
Hai, Argenti, hai. Așa, copii, bravo, hai. Hai, mă, și voi, hai. Care mai vrea păr, hai. Cred că și ăsta vrea afară, hai. V-am zis? Cunosc porumbii destul de bine care vor afară, hai. Care mai vrea afară? Hai, ieși afară, hai. Nu mai pot să-i mai chem nici afară la mâncare, pentru că le-a dat fratele meu, vedeți cum le-am aruncat aici. Hai, mă, care mai vreți afară? Hai. Așa, hai, hai ciocolatia, hai. Hai, văd că femeia ta a ieșit, bă, nebune. Hai, că uite, femeia ta a ieșit afară. Deci, nu știu care mai vor afară. O să-i mai las să mai iese. Uitați-vă, și pe ăștia, uitați-vă, și pe ăștia. Hai, fata, hai. Haideți că au ieșit și ăștia, uitați-i. O să mai iasă de ei. Sper că... Cred că mai zici pe aici. Da, ia uitați-i și pe ăștia. Ia uitați-i. Orice cât acum o să înceapă să iese foarte... Foarte, foarte mulți. Hai copii, hai afară, hai, că e frumos. Deci astăzi îmi place că e soare, frumos. Nu cred că o să dea uliu pentru că la pe ziua asta, uita și matca, porumbii mei de matca, s-au împerecheat foarte, 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 foarte mult. Sunt bucuros de asta că mi s-au împerecheat, ia uitați-i. Ăstora trebuie să le dea să mănânce. Ia uitați-i, ăștia doi s-au la pereche, roșia acolo, de 2016. Așa. Și să dea o rănitoare așa că au mai rămas pe aici niște grâu. Ia uitați-i. Mâine, fiindcă nu mă duc la școală mâine, pentru că suntem liberi de la școală mâine, o să fac puțină curățenie și o să le mut cuibarele de Ipsus, poate, cine știe, dă și ei să-mi iau. Mă bucură foarte, foarte mult treaba asta, ăștia doi, v-am mai zis, în perechi, dă și ei să o, negru ăsta al meu o să-l fac cu neagră asta, cu asta, cu cioara asta neagră, șmecheră femeie, n-am ce să zic de ea, deci foarte, foarte șmecheră, ia uitați. Și negru l-am place la nebunie cum arată, e șmecher. Deci porumbei de la omul ăsta sunt extraordinar de șmecher și de frumos la penaj. Un penaj destul de frumos. Și o să mergem și pot să vă arăt și pui de la, de la cele două perechi. S-au făcut și ei mari. Ia să, o să-i vedeți acum că nu o să mă duc la ei. Da, uite și masculul ăsta șmecher. De Belgia, ăla are inel de Belgia. Hai copii, hai! Dar noi nimic, o să le mai aducem niște mâncare. Apă văd că au. Cred că le-a pus-o fratele meu. Aseară n-a mai fost așa frig. Ia uitați cum i-a spus mie. Așa, așa, bravo, hai! Ieșiți, 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 ieșiți. Așa, aici e Rafi. Rafi, cu-ți, cu-ți. Rafi, cu-ți, 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 cu-ți. Asta e un bișon. Ce faci, mă, nebunule, a? Ce faci? Asta e Tomițu. Asta e cu minte, nu sare pe mine. Ia uitați, ia uitați, ia uitați. Ăsta nu e prea învățat. Ia uitați, ia uitați, ia uitați. Hai, ieșiți afară, hai, ieșiți, ieșiți, ieșiți. Aici avem perechea asta șmecheră. Vineți ăștia, m-ați întrebat câte perechi de om. Vineți, am... Păi asta e prima, să vedem următoarea care va fi. Să vedem. Aici am perechea de cuci. Femeia la de la Nea Cornel, masculul de la Nea Enel, șmecher, sunt foarte șmecher, încă nu s-au luat, dar încet, încet o să se împerecheze ei. Așa, ia uite. Hai, bă, hai afară, hai, hai la soare, hai. Bucurați-vă măcar și voi de ziua asta. Haideți să vă arăt și iepurii, m-ați rugat unii dintre voi să vă arăt și iepurii. Stați puțin să aprind eu blițul, pentru că nu se poate vedea. Ia uitați-i, mascul, femeie. Femeia, după câte știți, am băgat-o aici cu iepuroiul, nu știu dacă a legat
cu el, pentru că am mai avut-o cu el și nu mi-a legat cu ăsta, fiindcă ei sunt frați și, după câte am înțeles, dacă sunt frați nu poate să ia cu frate. Da, le-am dat și lor să mănânce, le-am pus niște lucernică. Asta cu alb și cu negru e femela, și ăsta maro e masculul. Masculul e destul de foarte, e bun masculul, nu pot să zic, dar nu leagă cu ea, pentru că sunt frați de cuib și cred că din cauza aia. Ce faceți, mă? Ce face copii? Deci mi-e drag, foarte drag de ei. E purai că o să o dau la sfârșitul lui februarie la mascul, o să o duc la mascul, la Alex. O să vorbesc cu el dacă îl găsesc pe acolo, pe acasă. Deci sunt uriași. Sunt în iepurii lui Alex, dacă îi urmăriți canalul. Cred că îl urmăriți, uitați-vă bine la videoclipurile lui cu iepuri și aia de a făta și de a făta puișorii și cu Ailantă sunt frați cu ăștia. Poate să vă spună și el asta, chestia asta, ia uitați iepurașii, sunt destul de mari pentru că și sunt și de rasă, nu sunt de românești de mici. Da, scrieți-mă comentarii dacă mai vreți videoclipuri cu iepuri, să vă arăt și iepurii, că unii m-a rugat să vă arăt și iepurii. Da, haideți să mergem și la următoarea pereche a mea. Hai copii, hai! A, uitați cocoșul, ce faci, mă? Pintenatul, așa-l cheamă pe ăsta, Pintenatul. Da, așa i-am pus eu numele. Ăsta e al meu? Un să duce, bă, turbatul ăsta. A, uite-l. Să dracu. Da. Să mergeți la perechea asta, desolzați. Ia uitați. Brr. Aici avem, cum după când știți, mascul femelă. Încă nu s-au împerecheat, încă nu s-au luat, dar cred, spun eu că o să ia, pentru că nu o să cedeze și femela. Da, haideți că pun pe pauză și revenim la porumbei din pod, să vă arăt și puișorii. Am revenit și la ăștia, aici am 5 perechi de porumbei voiajori. Haideți să vă arăt și... Ia uitați. Haideți să... Ia uitați puișorii, bă! Ce faceți, mă, nebunilor, a? A, ăștia se ia după părinți, mă. Ia uitați. Ia uitați cât de mari ce, cât de mari ce. Bine, ăsta e mai micus puțin, dar nu-i nimic, îl face. Deci mi-au ieșit extraordinar de frumoși, pentru că eu... Moartea mea e după solzați. Deci iubesc solzați la nebunie, fraților. Ia uitați ăștia doi. Dar din păcate îmi pare rău că i-am apucat să-i inelesc cu inele de 2019. Dar nu-i nimic. Nu luasem nici inelele atunci de 2020. Nu le luasem. Ia uitați cât de frumoși. Ia ăștia. Bine, taxo, tatăl lor e solza măsa roșie. Eu credeam că ăsta o să iese roșu. Dar din păcate ia uitați. Ia să un solzat atât de frumos. Mamă, deci sunt mort după solzați. Dar și mai am aici doi. Aici iasă unul negru pentru că taxul e negru, măsa solzată. Ia uitați-l pe ăsta, primul. Unul iasă ca mamă și unul iasă ca taxul. Ia uitați, ăștia sunt mai micuți pentru că ăștia au ieșit după aia primii care vi-am arătat. Ia uitați, dar sunt foarte bine răniți, ia uitați cu tagușare. Și așa ăsta micuțul de 2000. Ăsta iasă ca taxul și el mâncat. Deci aici mi-a plăcut cum i-a ieșit, unul mi-a ieșit ca tatăl negru, negru cioară și unul mi-a ieșit solzat. Mă gândeam să-mi iasă unul cuc și unul solzat, dar m-am înșelat eu. Ăștia sunt față de aia primii, sunt mai mici, pentru că ăștia sunt născuți cam de 2 zile. Adică ăștia s-au născut primii, ăștia doi de aici. Frumoși ăștia, deci, mamă, deci mor la nebunie după solzați, când am văzut că îmi dă solzați, mamă, deci, moartea mea solzați sunt, fraților, nu sunt vineță, nici cuci, dar solzați așa scăpă. Ăștia sunt perechile ăștia. Ia uitați, da. Deci, abia aștept în martie sau când s-or face măricei, nu mă grăbesc să-i înțărc. Dar cred că pe ăsta nebunul ăsta o să facă mai repede față de fratisul. Sunt atât de frumoși. Mamă, deci nu mai puteau decât agușa de... Ce bine le dă părinții să mănânce, uitați. Ce faceți, mă? Mamă, deci cât de frumoși sunt. Deci îmi plac la nebunie. Da, deci cam asta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul acolo de like. Așa, să fie lângă pui like-ul pentru ăștia. Și să nu uitați să vă abonați la porumbei lui Claudiu. Vă las link-ul în descriere, o să vă las și link-ul de la
Facebook-ul meu, duceți-vă acolo și dați în cerere pe Facebook și vă aștept la un live. Dacă vreți să veniți, o să mă vedeți și live, o să fac acum după vlog și o să mai fac și diseară. Deci care nu v-ați abonat și sunteți noi pe acest canal, vă rog, v-aș ruga să vă abonați, să dați și voi un like, să distribuiți la prietenii voștri, să vadă și să se aboneze, să dea și un like. Cam ăsta a fost vlogul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like-ul, butonul de subscribe, pa, pa!